Protest față de închiderea fabricii din Siret. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. 100 de angajați ai fabricii de panouri din lemn masiv din Siret au protestat față de închiderea unității de producție. Procurorii de ICOT au făcut percheziții într-un dosar de fraude cu carduri bancare, iar în municipiul Suceava au mai fost montate 5 parcometre pe bază de energie solară și cu plată contactless. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. 100 de angajați ai fabricii de panouri din lemn masiv din Siret au protestat joi după amiază față de închiderea unității de producție. Protestul a fost organizat sub forma unui marș de la fabrică până la Casa de Cultură a orașului. Oamenii au purtat pancarte și au scandat lozinci prin care cereau ca fabrica să-și continue activitatea. Aproximativ 100 de salariați ai HS Timber Productions din Siret, care urmează să fie disponibilizați, au protestat joi față de închiderea fabricii. Salariații au început protestul în fața unității, după care au mers până la Casa de Cultură din Siret. Oamenii au purtat pancarde și au scandat lozinci, prin care au cerut ca fabrica să nu își înceteze activitatea. La protest a fost prezent și primarul Adrian Popoiu, care a spus că încasările de la firma austriacă au reprezentat până acum un sfert din încasările de la agenții economici din oraș. Rămas fără această sursă de venit, primarul spune că va fi nevoit să facă economii la bugetul local. Cât a încasat taxe de la HS? Anul trecut taxe de la HS Timber, undeva la 25% din totalul impozitelor și taxelor colectate de la agenții economici. Intră Siretul în faliment pentru această fabrică? Sigur că da, putem discuta și de faliment, dar cu siguranță vom ieși din acest maras, să spunem, al falimentului. Există variante, există soluții, vom face economii, vom face mai puține investiții și probabil vom cheltui mai puțin bani pe cheltuieli de funcționare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava a fost notificată de către HS Timber Productions SRL București cu privire la inițierea procedurii de concediere colectivă a 634 de persoane, dintre care 295 la fabrica din Siret și 339 la sucursala Rădăuți. AJFM a anunțat că săptămâna viitoare va organiza o bursă a locurilor de muncă pentru persoanele care urmează să fie disponibilizate. Un tânăr care suferă de epilepsie a fost rănit joi seară într-un accident rutier produs pe DN2 la Dărmănești. În timp ce conducea un autoturism BMW, tânărul de 26 de ani din Rădăuți a suferit o criză, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanț, unde a lovit un cap de pod. Șoferul a suferit mai multe traumatisme la cap și mâini și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar pentru vătămare corporală din culpă. Procurorii de ICOT Suceava au făcut joi 26 de percheziții într-un dosar de fraude cu carduri bancare. Suspecții sunt acuzați că foloseau date furate ale unor carduri bancare pentru a cumpăra bunuri din magazine online. Prejudiciul a fost estimat la 300.000 de euro. În cursul zilei de joi, procurorii de ICOT Suceava și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava au efectuat 26 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Percheziții au avut loc și în București, Iași, Arad, Teleorman, Botoșani, Argeș, Vrancea și Ilfov. Anchetatorii susțin că în perioada 2015-2017, membrii unui grup infracțional organizat ar fi deținut date cu privire la carduri bancare aparținând unor persoane din diverse țări cu care ar fi efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos. Respectiv, ar fi achiziționat diverse bunuri de la agenți comerciali din străinătate, bunurile fiind livrate pe teritoriul României prin intermediul firmelor de curierat. Datele de identificare ale cardurilor bancare ar fi fost obținute în mod ilegal, fie prin achiziționarea lor de pe diverse site-uri, fie prin accesarea în mod ilegal a unor diverse platforme online. Prejudiciul a fost estimat la 300.000 de euro. 15 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul de ICOT Suceava, față de suspecții urmând să fie dispuse măsuri preventive.
80 de cadre didactice sucevene au fost acceptate pentru a susține proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct. Un dosar a fost respins. În total, au fost scoase la concurs 93 de posturi, din care 92 la unități de învățământ și unul la Centrul Județean de Excelență. Pe 7 februarie se vor stabili centrele speciale de desfășurare a probei scrise, iar a doua zi este programată repartizarea candidaților. Proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie, iar interviurile se vor derula în intervalul 16-25 martie. Pe 29 martie se vor afișa rezultatele finale ale concursului. În municipiul Suceava au mai fost montate 5 parcometre pe bază de energie solară. 3 au fost instalate pe strada Universității, iar câte unul a fost montat pe străzile Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu. Aceste parcometre permit și plata cu cardul bancar tip contactless, pe lângă plata cu monede. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovski, noile parcometre funcționează în regim autonom, cu energie solară, fiind dotate cu acumulatori reîncărcabili, ce asigură funcționarea independentă 24 de ore din 24. O altă noutate constă în modalitatea de plată. Aceste parcometre permit și plata cu cardul bancar tip contactless, pe lângă plata cu monede. În municipiul Suceava, sistemul de autotaxare se regăsește în parcările din zonele Piața Centrală, Magazin Bucovina, Hotel Bucovina, strada Ștefan cel Mare, IPJ, Inspectoratul de Poliție Județean, Dorna, strada Nicolae Bălcescu, strada Vasile Alexandrii, strada Vasile Bumbac, alea Trandafirilor, strada Anastasie Crimca, intersecția dintre străzile Anastasie Crimca și alea Trandafirilor, Palatul de Justiție, strada Universității, strada Mihai Eminescu, strada Meseriașilor, strada Mitropoliei, strada Ciprian Porumbescu și cele două parcări subterane din zona centrală. Plata se poate face la parcometru prin SMS, dar și cu cardul bancar prin aplicația Suceava Parking, disponibilă gratuit pe Android și iOS. Anul trecut, parcările cu plată din municipiul Suceava au adus încasări de 2,2 milioane de lei. Banii sunt folosiți pentru întreținerea străzilor, amenajarea de noi locuri de parcare, refacerea celor existente, dar și pentru marcaje rutiere. Administrația județeană, dar și cea locală, se preocupă să facă din turism o activitate de mare importanță în municipiul Suceava și în zona Bucovinei, prin organizațiile de management al destinației. Județul Suceava deține aproximativ 50% din infrastructura turistică de cazare din regiunea Nord-Est. Consilierii județeni au aprobat cu unanimitate de voturi participarea Consiliului Județean Suceava ca membru fondator al organizației de management al destinației Bucovina. Vrem să facem acest organism de management al destinației turistice județean, Bucovina. El funcționează, are la bază ordonanța de urgență 58/1998, actualizată în 2018. Aceste OMD-uri pot accesa fonduri europene, inclusiv PNRR, inclusiv ITI, tot pe PNRR, activități de dezvoltare a infrastructurii, cât și de promovare turistică. Noi așteptăm legea turismului, forma finală din Parlament, dar totuși, județul Suceava, m-am uitat, în regiunea Nord-Est, noi deținem cam 50% din infrastructura de turism de cazare, o deține județul Suceava. Deci, dacă noi ne mișcăm și ne organizăm, avem 15 stațiuni turistice în județ, câteva de interes național, celelalte de interes local, le aducem aici, agenți pe turism, mai avem ministrul turismului care să lupte pentru promovarea asta și e un lucru foarte bun. Ați văzut că guvernul a reușit să achite niște sume de bani importante în turism și pe tichete de vacanță și ce mai aveau investițiile acelea în capital de lucru și așa mai departe. Gheorghe Flutur a explicat că este nevoie de o acțiune integrată de dezvoltare și promovare a turismului din Bucovina. Președintele CJ Suceava consideră că este nevoie de o discuție autocritică, pentru că în acest fel se crește credibilitatea destinației turistice. Eu cred că e important să ne pregătim, să ne organizăm un pic mai bine decât să avem stațiuni individuale care... Orice am spune, sunt frumoase, dar dacă nu vom gândi ceva integrat, să ne ducem la o finanțare pe un tren turistic Suceava-Vatra Dornei, în care să intre și Suceava, să introducem acest tren ca să nu mai fie coloane de mașini. Poate vine turistul, să lasă mașina și să plimbă cu tichet de vacanță în trenul acesta. Sunt lucruri care cred că s-ar putea realiza. Primul pas va trebui ăsta să-l facem.
Pe de altă parte, la sediul primăriei Suceava a avut loc prima întâlnire pentru realizarea organizației de management al destinației Suceava, orașul cetății de scaun. Au participat reprezentanții Consiliului Județean, ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Universității Suceava, operatorilor care lucrează în domeniul turismului, precum și reprezentanții centrelor comerciale. Au fost prezentate intenția și strategia municipalității pentru realizarea acestei organizații, demersurile făcute pentru titulatură, oportunitatea înființării acestei structuri și modalitatea de finanțare. Principala preocupare va fi turismul de agrement. Ca modalitate de lucru, componenții organizației vor plăti o cotizație anuală, iar ponderea finanțării pentru funcționarea acestei organizații va fi finanțată din taxa pe turism, care va fi introdusă la nivelul municipiului Suceava. Termenul de aderare a participanților este până la data de 28 februarie. Cunoscutul dirijor și folclorist George Sârbu împlinește 85 de ani pe 5 februarie. Cu acest prilej, maestrul a fost felicitat personal de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care i-a pregătit o surpriză frumoasă. Maestrul George Sârbu împlinește venerabila vârstă de 85 de ani pe 5 februarie. La acest aniversar, artistul a fost felicitat prima dată de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care i-a pregătit o surpriză frumoasă. Frumos să-mi țin să 25 de ani! Bună dimineața! Mai este o minimă recunoștință din partea comunității, dumneavoastră care sunteți o legendă vie a folclorului din Bucovina, care ați pus atâta suflet pentru folclorul din Bucovina, din Moldova, ați pregătit și ați format atâția tineri. Vă mulțumim din suflet. Sigur că vremurile sunt mai grele, așa, nu prea acum se fac, știu, sărbătorile așa fastoase, dar o minimă atenție din partea noastră, un tort aici pentru dumneavoastră și dacă îmi dați voi că l-am personalizat, sper că... M-ați blocat! Nu, mai este, merită dumneavoastră, nu e a noastră. Da. O, crezut că s-a întâmplat ceva. Doamne ferește, nu s-a întâmplat nimic. Doamne ferește, se întâmplă ceva. Uitați aici, maestri, cu dedicație pentru dumneavoastră. La mulți ani, maestri George Sârbu. Aici o diplomă de excelență pentru întreaga activitate. Mă tare cetățean de onoare a orașului, dar asta e diplomă de excelență pentru întreaga matare activitate depusă în slujba folclorului bucovinean, moldovenesc, a folclorului românesc. Până la urmă, vă felicităm. Dumnezeu să vă dai sănătate! Maestru George Sârbu este o personalitate a orașului nostru, este o legendă vie pentru folclorul din Bucovina, din Moldova, din România, dacă vreți, a creat atâtea generații de artiști. L-a apreciat foarte mult pentru că cu balada Bucovinei a pus baze folclorice aici și îmi pare rău că, sigur, suntem în această perioadă de pandemie și proiectele culturale în acest domeniu, mă rog, spectacolul celor de la balada n-au mai decurs așa cum erau programate. Primăria municipiului Suceava a sprijinit totdeauna balada. Glumeam și cu maestru George Sârbu că vrem să înfiem balada la primărie și voi de glumit și maestru George Sârbu îi spun la mulți ani, sunt convins că el o să trăiască 100 de ani, de el tot îmi spunea, domnul primar, eu plec și vă las balada. Zic, maestru, unde plecați? Nu plecați nicăieri, rămâneți aici că avem nevoie de dumneavoastră și iată că l-a ajutat bunul Dumnezeu să împlinească această vârstă de 85 de ani, să fie sănătos, să fie un om lucid. Dumnealui lucrează și acum, înțeleg că ajută artiștii, face partituri, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și este un om iubit de Dumnezeu. Vizita asta mi-a pus capac așa, ca să m-am convins că Dumnezeu ține cu noi și îl învrednicește și pe domnul primar și mulțumesc pentru atenție și poate domnul mai adaugă încă câteva zile să cântăm și să ne bucurăm împreună în Bucovina. Cunoscutul dirijor și folclorist a acordat un interviu în exclusivitate televiziunii Intermedia cu prilejul aniversării celor 85 de ani de viață. Maestrul George Sârbu este considerat o școală vie de folclor nu doar a Bucovinei, ci a întregii Moldove.
Deși s-a născut în Botoșani, artistul a prins rădăcini în Bucovina, unde a ajuns imediat ce a terminat armata. Aici a pus pe harta țării folclorul din Bucovina, în momentul în care a preluat ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, instrumentiștii nici nu cunoșteau notele muzicale, ci cântau după ureche. Cu multă voință și eforturi uriașe, a reușit să creeze un colectiv artistic de elită. Gloria și succesul ansamblului sucevean din anii 80-90 nu au mai fost niciodată la același nivel. După Revoluție, maestrul George Sârbu a înființat ansamblul folcloric de copii și tineri Balada Bucovinei, prin care a căutat, descoperit și promovat mulți artiști talentați. Între cei peste 1000 de baladiști din cei 30 de ani de activitate se numără Viorica Macovei, frații Reuți, Angelica Flutur, Sorin Filip, Ancuța Corlățan, Marius Dochița și mulți alții. În semn de apreciere pentru tot ceea ce a făcut în folclorul românesc, maestrul George Sârbu a fost declarat cetățean de onoare al municipiului și județului Suceava în 2017, atunci când artistul a împlinit 80 de ani de viață, primăria municipiului Suceava a organizat un spectacol aniversar la care au participat artiști din întreaga țară. Maestru George Sârbu, la mulți ani, încă o dată sănătate multă și să fiți înconjurat și de acum înainte de oameni frumoși, de oameni dragi, de oameni care sunt de omenie și vă respectă. La mulți ani! Cu sănătate să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Pe 5 februarie, maestrul George Sârbu își sărbătorește ziua de naștere în biserică. Va fi prezent la paraclisul mănăstirii Sfântul Ioan, în care va fi oficiată o slujbă de mulțumire. Materialul integral filmat cu distinsul muzician George Sârbu la aniversarea celor 85 de ani de viață îl veți putea urmări pe parcursul a 3 ediții de colecție a emisiunii Izvoare. Prima dintre ele o veți putea urmări vineri 4 februarie de la ora 20, apoi în reluare duminică 6 februarie de la ora 16 și miercuri 9 februarie de la ora 15.
Sushi este preparatul cel mai ușor de identificat cu bucătăria japoneză și unul dintre simbolurile majore ale Japoniei. Este unul dintre cele mai apreciate și delicioase tipuri de mâncare recunoscut în întreaga lume. Mai mult decât un preparat aspectuos și sănătos, este și o bună oportunitate de a folosi gătitul ca pe o formă distractivă de a petrece timp de calitate în familie. De astăzi, în fiecare vineri, alături de șef-trainer Adina Țibu, vă propunem o călătorie utilă în lumea bunătăților culinare. Gătește și zâmbește! Astăzi vă propun să petrecem timp de calitate alături de cei mici și astfel vom găti împreună și vom savura produsul muncii noastre. Vom găti, deci, sushi. Sushi este considerat a fi un preparat japonez. Cu toate acestea, are la bază un preparat originar din Asia de Sud-Est, apărut în secolul al II-lea după Hristos, cunoscut sub denumirea de nare sushi, ceea ce înseamnă pește sărat depozitat în orez fermentat. Conceptul de sushi modern a fost inventat în Japonia la începutul secolului XIX. În trecut, un bucătar de sushi, Itame, avea dreptul să lucreze într-un restaurant japonez numai după o formare de 10 ani de practică. Astăzi, un bucătar de sushi poate să lucreze după o practică de 2 ani. Japonezii consideră că nu mănânci doar cu gura, ci și cu ochii. De aceea, un maestru bucătar petrece mulți ani perfecționându-și arta prezentării. Fiecare mâncare ar trebui să fie o adevărată operă de artă. Atelierul de sushi este un exercițiu de răbdare, o activitate special concepută pentru a dezvolta relațiile dintre părinți și copii. Să dăruim timp și să comunicăm emoții, să învățăm să respectăm mâncarea, să dezvoltăm abilitatea de a crea artă, arta culinară. Konnichiwa! Asta este un salut în limba japoneză. Orice activitate manuală reduce agitația și grijile, deoarece ne face să ne concentrăm într-un singur punct. Cel mai bun remediu antistres este gătitul, deoarece ne conferă control asupra situației, cum confirmă și psihologii. Este demonstrat că această activitate în bucătărie este utilă împotriva stresului, anxietății, depresiei, fricii și incertitudinii. Rețetele sushi originale sunt simple, iar diferența stă în felul în care sunt combinate și așezate ingredientele. La sushi nigiri, peștele, crevetele, este servit peste orezul de sushi modelat sub forma unei găluști. La sushi maki, foița nori este la exterior și umplutura în interior. La sushi urumaki, orezul este la suprafață și umplutura în interior. La sushi sashimi, peștele sau crustaceele crude sunt servite simplu, fără orez, iar la sushi temaki, sushi este rulat manual într-o formă conică. Începem fierberea orezului. 500 de grame de orez, 1 sfert de linguriță de sare, 2 linguri de zahăr, 50 de ml de oțet de orez, 1 lingură de ulei de floarea soarelui. Orezul se spală și se pune la fiert cu sarea. O parte de orez la 3 părți de apă, pentru 20 de minute la foc mic. Oțetul de orez, zahărul și uleiul se amestecă separat, se adaugă peste orezul proaspăt fiert și se lasă să se răcească. Foițele nori, care sunt compuse din alge deshidratate, sunt componenta secundară a acestui preparat, alături de legumele tăiate fin și peștele crud, crevete, crab, calamar. Restul depinde de îndemânarea și imaginația fiecăruia. Câte vreme echipele lucrează la propriile idei de sushi, vă propun câteva curiozități. Ar trebui să vă dea de gândit faptul că un bucătar în Japonia are nevoie de 2 ani de specializare ca să aibă dreptul de a găti sushi într-o bucătărie de restaurant. Dar pe vremuri, cum ai zis că e? Pe vremuri erau 10 ani, da? Deci timp de 10 ani un bucătar trebuia să se pregătească și să demonstreze că are acele calități pentru a hrăni și pe alții, da? Mâine. În special, avem și un domn, da? În special bărbați fac treaba asta și asta pentru că temperatura mâinilor bărbaților este puțin mai scăzută decât a doamnelor. În plus, cuțitele folosite sunt descendenții direcției ai sabiei samurai, iar lamele, în mod tradițional, ar trebui să fie ascuțite în fiecare zi. Deși mulți consideră că sushi ar trebui mâncat cu bețișoarele, tradiția este ca acest tip de mâncare să fie servit direct cu mâna. O să începem să rulăm. Okay.
O să ne ajutăm de fanta și o să începem încet să îl împachetăm. Asta e șuși care îl mănânc eu. A fost foarte distractiv și mi-a plăcut partea în care am decorat sushi. Da? Și faptul că ai gătit alături de mami? Da. A fost... Super! Super? Bravo! Ei, și cred că acum abia aștept să și mănânci, nu-i așa? Da. Da? Alexandra, ție cum ți s-a părut atelierul de astăzi și ce nu ți-a plăcut aici? Ia spune. A fost ceva ce nu ți-a plăcut? Nu. Pentru mine e super faptul că gătesc cu mama și că fac sushi împreună cu ea și că ea mă ajută și ne ajutăm reciproc. Ei, Sara și Antonia au terminat și ele de făcut sushi. Spune-mi, te rog, Antonia, cum ți s-a părut activitatea de astăzi? Foarte frumoasă, m-am distrat și mi-a plăcut să fac sushi și să încerc o rețetă din Japonia, pentru că am mâncat odată sushi și mi-a plăcut și am vrut să învăț să fac și eu. Și cu cine ai venit tu astăzi? Cu tati. Cu tati. Bravo, felicitări! Și aici avem pe micuța Sara, care este cea mai mică din toată echipa noastră, dar foarte, foarte activă. Spune-mi, te rog, Sara, Ce părere ai tu despre floricelele pe care le-ai pus în farfuriuța ta de sushi? Mie mi-a părut frumos când am pus floricica acolo la sushi. Dar spune-mi, te rog, ai să o și mănânci? Da. Da? Da. Abia aștept să te văd. Astăzi am fost în Japonia, iar data viitoare cine știe unde să mergem. Cu noi rețete și cu noi provocări, cu lucru în echipă și cu timp de calitate petrecut împreună cu cei dragi. Vă pup! Echipa locală de handbal CSU din Suceava a obținut joi 3 puncte foarte importante în lupta pentru menținerea în Liga Zimbrilor. Sucevenii au câștigat cu scorul de 31-26 meciul disputat pe teren propriu în fața Politehnicii Timișoara. În urma acestei victorii, echipa antrenată de Petru Ghervan a urcat pe locul 9. Pentru handbaliștii suceveni urmează un nou meci foarte important duminică de la ora 18 pe terenul celor de la CSM Bacău. După un început echilibrat de meci, în minutul 11, sucevenii s-au distanțat la 2 goluri, scor 6-4. Din acel moment și până la final, echipa antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei s-a aflat mereu la conducere. Gazdele au avut un avans de 4 goluri, la pauză scor 17-13, iar în final s-au impus cu 31-26. În primul rând vreau să felicit echipa Sucevei. A fost clar mai bună ca noi și a meritat victoria, tot respectul. Clar, noi n-am făcut un meci bun, se vede și pe scor, se vede și pe golurile primite. Clar, lucrurile trebuie să le îmbunătățim și clar avem de muncă. Dacă cineva crede că la Timișoara o să stăm pur și simplu și o să vedem ce o să iasă, nu. Trebuie să muncim și trebuie să fim împreună. E prima condiție care este la un joc de echipă. Avem mult de muncit și cred că asta trebuie să ne dea de gândit pentru ce urmează. Multe nu sunt de spus. Am făcut un meci prost astăzi, nu a ieșit aproape nimic. Probabil și pe fondul jocului bun al adversarilor. În primul rând vreau să-i felicit pentru atitudine, pentru jocul care l-au făcut și noi trebuie să o luăm de la capăt. Deoarece venim după această pauză de 2 luni, am avut timp să ne odihnim și după să facem o pregătire corespunzătoare și cred că asta s-a văzut, având și un număr mare de schimbări, ne-a fost foarte ușor să schimbăm, să rămânem tot timpul proaspeți pe toată durata meciului. Așteptam acest meci de când am început pregătirea în ianuarie. S-au adunat anumită tensiune, anumite emoții, era un meci important. Felicit băieții pentru dăruirea arătată în seara asta în teren. S-au luptat și au rămas punctele la Suceava. Nu este întâmplătoare evoluția noastră bună din această seară. Pe finalul anului trecut
Am arătat un handbal bun, un handbal de calitate, chiar dacă au fost pierdute câteva meciuri la un gol, Steaua, Focșani, Baia Mare, dar s-a văzut o creștere în jocul echipei și ne așteptam și în seara asta să fie la fel, să continuăm evoluția bună din sfârșitul de an, dar încununat cu victorie. În următoarea etapă din Liga Zimbrilor, CSU din Suceava va juca duminică de la ora 18 pe terenul celor de la CSM Bacău. Va fi din nou un meci pe viață și pe moarte, cum a fost și aici. Cu siguranță va fi unul foarte strâns. Vom da totul să aducem cele 3 puncte acasă. Ne bucurăm un pic acum. A fost și ziua lui Darius Macaria. Ne bucurăm o oră în vestiar și apoi gândul ne este la meciul de duminică, care este la fel de important și ar fi extraordinar să-l câștigăm și pe acela. Cred că acum se cunoaște omogenitatea de care vorbeam la început, când s-au făcut transferurile, când au fost aduși 6-7, chiar cred că 8 jucători. Acum, după 6 luni, se poate vedea altfel relațiile de joc dintre băieți și altfel se vede spiritul de echipă. La finalul sezonului, ultimele două clasate vor retrograda direct în divizia A, iar ocupantele locurilor 11 și 12 vor participa la barajul pentru menținerea în Liga Națională. CSU din Suceava se află în momentul de față pe locul 9. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine v-am regăsit! Oamenii din Siret în continuare speră că ceva se mai poate schimba, altfel nu cred că ar fi făcut acest marș pașnic, da, până la urmă, de la fabrică către centrul localității. Eu nu știu ce se mai poate schimba, acum să vorbim la mod de serios. Nu cred că se mai dimineața poate schimba. Am vorbit și cu primarul de la Siret, cu domnul Popoiu, care a fost și el alături de protestatari. Mi-a zis că n-a fost sufletul petrecerii, ca să zic așa. Adică n-a fost în mijloc, dar a fost alături de oameni și mi se pare firesc, pentru că este conducătorul comunității și trebuie să-l intereseze soarta oamenilor. Și e cea mai mare problemă pe care o referit, da, acum. Mai ales că este o comunitate mică, dar domnul Popoi de la început a zis că asta e prioritatea numărul 1, să vadă ce se va întâmpla cu oamenii. A zis că apreciază și faptul că Alexandru Moldovan s-a implicat și că va fi această bursă a locurilor de muncă. Aproximativ 900 de locuri spunea că sunt. Vor fi scoase. Problema e că unele locuri de muncă sunt la distanță, în alte localități, dar sunt companii, așa cum spunea și Bogdan Login ieri când am vorbit primarul la Rădăuți, că și acolo vor dispărea niște locuri de muncă. De exemplu, este o companie din Neamț care pune la dispoziție și transport. Așa. Depinde. Oricum, vor fi acolo 900 de locuri de muncă. Domnul Popoi a subliniat că a fost un protest cât se poate de liniștit, de decent. Un marș, de fapt. Un marș, și că a fost așa un semnal de alarmă ca să audă autoritățile de la București. Oricum, ANOFM o spunea că e implicat. E implicat, da? Da. Și oricum nimeni, până la urmă, nu se poate implica în managementul unei firme 100% private. Evident. Domnul Popoiu a zis că nu știe ce face conducerea de la Viena companiei. Se pare că sunt în discuții cei de la vârful companiei cu alte firme să preia locul pe care ei îl lasă liber. Dar clădirile, oricum, spațiile, sediul, da, că la Siret se închide cu totul, la Rădăuți mai rămâne. Mai rămâne, da, mai rămâne. Dar oricum a fost un protest pașnic, nici nu poți să stai așa, să plece deodată 300 de locuri de muncă și să nu se întâmple nimic, să n-ai nicio reacție. Acum, eu mai vreau să discutăm un pic cu spitalul, pentru că a spus astăzi, cu Siretul, asta este, da, situația mai vorbit. La Spitalul Județean Alexandru Calancea a mulțumit personalului care, da, a fost eu acolo. Nu știu cum a fost făcută adresa aia de mulțumire, dacă cineva a fotografiat ecranul computerului, după aia l-a scos la imprimantă, l-a semnat cineva, după care l-a scanat, da, din nou și l-a trimis, că așa ne uitam cu toții de ce vrea să zică poetul. Poetul, da. Și poetul a zis că mulțumește tuturor, da, celor de acolo. Trebuie, nu știu dacă ieri am insistat foarte mult, trebuie de subliniat încă o dată intervenția cum a fost ea pregătită. Adică s-a văzut că acolo s-a făcut antrenament. Știi că acum au fost exercițiile acelea, da, adică știu oamenii ce au de făcut. Dom'le, dacă se întâmplă asta, faci așa, așa și așa. Știu oamenii în spital, eu cunosc oameni care erau în spital
și care au spus că totul a funcționat, adică n-a fost... Nu s-a întrerupt curentul, nu s-au oprit lișturile. Și n-au fost momente panică, să nu știe ce să facă, să alerge pe acolo, fiecare știa ce are și de s-a, a dispărut și temerea aceea cu ce se întâmplă cu ușile, cu cartele în caz de incendiu. Iată da, că se deschid. Da, și singure. Au fost duși la capăt de culoar, era totul organizat, că acum... Doamne, da, și ce mare brânză au făcut, că n-a fost mare incendiu. Până n-a fost, dar putea să fie. Putea să fie. Știi, asta da. Este chestiunea. Mic, mare, oamenii au știut ce trebuie să facă. Asta este chestiunea. Că și nici ei nu știau dacă e mic sau mare, câte vreme jumate de spital e plin de fum, nu? Păi da, pe normal că nu știi. Și după aia am mai văzut comentarii că ce era cu primarul acolo, ce căuta. Păi dacă nu venea, nu era bine. Păi primarul municipiului, așa cum la Siret, domnul Popoiu, se implică cu 300 de locuri. De oameni care sunt șomeri? Păi, spitalul județean e pe raza municipiului Suceava. Dar poate avea pacienți internați, poate era direct interesat. Te duci ca primar, nu poți să stai acasă, să te sună că atunci când se întâmplă chestiuni importante, sunt alertați prefectura, Consiliul Județean, Ministrul Sănătății, secretarul de stat. Primarul și poți să fii indiferent, adică să fii tu primar într-o localitate, se întâmplă o nenorocire pe raza localității tale și tu stai acasă ca mămuia. Că mă mărigă. Deci nu se poate. S-a dus acolo, că doar n-a făcut, nu știu, dar nu s-a apucat să stingă incendiu. Mi se pare o reacție firească. Apoi că ce a venit Gheorghe Flutur, că Gheorghe Flutur cu spitalul, iarăși. Păi a venit că e președintele Consiliului Județean și spitalul județean. Dacă nu venea, județean, Sorin, dar unde s-a ascuns? Da, unde că ea s-a ascuns când e de rău. Și a venit Gheorghe Flutur de la Humor și na, noaptea se circulă mai ușor de la Humor, unde e teroare în timpul zilei. Și a ajuns și el când a putut. Că uite, că s-a întâmplat nenorocire, că Flutur, nu știu ce, iarăși comentarii. Nu, dar, domne, când e de criticat, e de criticat. Dar mă, ce avea să facă? Să meargă el seara să, sau cineva de la Consiliul Județean să pună pe cineva, Gheorghe Flutur, să meargă noaptea, în fiecare seară, să verifice ventilatoarele care sunt închise și care sunt deschise? Sau de ce atât de mulți pompieri? Că a fost doar fum. Păi da, că doar fost... fum, dar... Păi știa da, cineva să-mi... ce, nu, da, ce e? Mie. Dacă mergeau 3 pompieri și era un incendiu mare, da, de ce așa de puțin pompieri? Nu, da, Cătăna, eu sunt subiectiv, eu am făcut armată la pompieri. Da, da, să stai așa, să n-ai habara de niște chestii care sunt elementare. Dar numai când auzi și în context, noi vorbim acum într-un context în care România au fost atâtea incendii la spitale și au murit oameni. Da. Și nu te duci și cu mâinile în buzunar, hai mă că merg eu înainte și dacă e ceva vă sun să veniți și voi. Deci nu se face așa. Tu ai o responsabilitate acolo. Da, nu mergi cu două găleți cu furtun cu apă, în da. Buzunar și cu o mașină de cu Dacia 1300 veche. Și că ce a venit acolo cu uite ce a făcut nenorociri că ați mutat atenția pe pompieri în loc să vedeți ce e la Spitalul Județean. Păi adică dacă era la Spitalul Județean prăpăd, nu se știau instalațiile praf, nu se știa cum se intervine așa, păi era incendiu doar de la jumătate de spital. Da? Și așa mai departe. Da, în fine... Da, să ne critice pe noi. Da, bun, dar oricum... Și să nu pățească că... oamenii nimic, ca să nu, dar fie oricum, intervenția te critică, bună. Dar sunt foarte mulți oameni foarte deștepți, pe care le știu pe toate. Și repet, fără să se intereseze. Ei stau în fund pe o așa și știu, cred că le știu pe toate, mai uită la 20 care scriu și primă rostogolești și dau și ei. Și noi suntem, da. Tot stăm în fund, da, da, tot stăm în fund, dar până să discutăm stai, până subiecte stai diverse. Fund, dai niște telefoane, mai vezi, mai umbli prin viața asta cu folos, despre asta e vorba. Că eu, ți-am zis, eu un an și 4 luni am făcut armată la pompieri și am mers la incendii, da? Și am făcut instrucție de, mai avea un pic și îndrădea sângele pe nas. Și știu cum se face și cum se pregătește. Eu am făcut la Fălticeni, unde atunci erau și întreprinderi, că amar mai sunt. Dar era întreprindere chimică, erau fel de fel de asta, de lână sau de fibre artificiale. Și noi mergeam periodic acolo, era un plan de intervenții și făceam repetiții. În caz de, și făceam acolo aplicații. Că dacă izbucnea incendiu, noi toți, fiecare știam ce avem de făcut. Și la spital a fost o aplicație chiar mergi? De curând. Da, păi și da. Așa se face. Nu te duci acolo și stai, dar ăștia unde au hidrant? Oriunde fi hidrant. Da, unde, de unde întrup curentul? Da. Păi totul e pregătit. Și intervenția asta de la Spitalul Județean se dovedește faptul că s-a făcut foarte serios pregătirea în caz de... Să nu pățim cum au pățit alte spitale, din fericire n-am ajuns acolo. Cum ați vedem,
Dar de ce a fost Ion Lungu la domnul George Sârbu, la maestru George Sârbu, în preaniversarea lui, la el acasă, cu tort și flori? Ia să-mi spui de ce. Păi, dacă a făcut 85 de ani George Sârbu, și nu e prima oară, că doar au mai fost... Că a fost și anul trecut și acum 2 ani. Păi, când, dacă e ziua Sofiei Bicoveanca, merge la Sofia Bicoveanca. Dar n-avea să meargă la ziua lui George Sârbu la Sofia Bicoveanca și invers. Nu, dar nu, cum să meargă? Adică, că... ca la spital. De ce a mers Ion Lungu la spital? Păi nu, de ce a mers Ion Lungu la George Sârbu? Ce interes avea? Păi are interesul că el e iubitor de folclor. Despre asta e vorba și are o relație cu George Sârbu. Știu că de-a lungul timpului a avut o relație bună și au mai avut concerte, aniversări din astea, spectacole la care și primăria a contribuit. Și domnul Sârbu e un om care a lăsat urme, care a făcut ceva. Mulți dintre cei care au acum o carieră pe partea folclorică, pe care eu nu o cunosc foarte bine, dar am niște noțiuni. Pentru că știi pe cine să întrebi. Am niște noțiuni, dar știu pe cine. Dar, nu, da, chestiunea e că toată lumea, eu apreciez, adică așa, eu cred că este o chestiune de bun simț, să-i apreciez pe toți oamenii care fac ceva cu pasiune și reușesc în ceea ce fac. Dacă ești talentat pe muzică populară și faci asta foarte bine, ești de apreciat. Dacă cânti manele, pe cuvânt, adică pe bune zic, dacă ești manelist și cânti manele și o faci bine, trebuie să fii apreciat. Nu știu cum sună o manea bună, dar asta... Dar dacă tu ai succes și nu faci playback și cânti cu sufletul, din inimă, și nu dai rateu cu vocea, adică... Dar ce? Păi îți dai seama după ureche dacă ăla falsează sau dacă te păcălește că face... playback. Și fiecare, dacă își face treaba, adică toată lumea trebuie apreciată pentru că fiecare are o importanță sa. Știi cum se uită lumea la distanță și la distanță și de sus, la oamenii care vin cu gunoi, știi, și au atitudine așa. Dar fără oamenii aia care strâng gunoiul, ce s-ar întâmpla? Stăteam cu toți în gunoi. Fără oamenii care strâng gunoi, știi, te uiți. Că uite ăla, că-s neciopriți, că uite ce fac, uite cum trântesc. Da, la oamenii care merg și strâng gunoiul, n-au toți Oxfordul ca voi care comentați. Care aruncați gunoiul. Care aruncați. Toți, tare sensibil suntem. Nu știm să mulți uită de unde au plecat, cum au dus-o. Doamne, dar trebuie să fii, să ai o atitudine apreciativă la adresa tuturor. Oamenilor care muncesc și care, fac... Da. Care îți vinde pâine și aia care o face și toată lumea. Și trebuie să fii respectuos și trebuie... Nu numai cu șmecherii, din asta că am făcut și noi 2 lei, acum și suntem mari șmecheri. Iar oamenii care au făcut ceva și au lăsat ceva în urmă, e foarte frumos să fie apreciați cât sunt în viață. Asta mai vorbim. Păi degeaba, îi faci după aia statuie. Păi dar omul care a plecat la cele veșnice, cum se bucură el? De statuia lui. De statuie. Cine știe unde a ajuns? În rai, în iad, poate n-ai voie să te bucuri, nu știu. Adică, eu nu cred că Dumnezeu să-l ierte, Cornel Grosaru se bucură că a dat numele unei străzi, poate se bucură familia lui, dar eu cred că George Sârbu s-ar bucura de asta. George Sârbu are o carieră impresionantă și a făcut foarte multe lucruri și, din câte am înțeles, primarul i-a și promis la un concert că o să dea nume de stradă. Bun, ama, chestiunea cu numele astea de străzi... Dacă te duci pe o stradă care există deja, lumea începe să comenteze. A, mă, dar a venit ăsta acum să schimb buletinul, să fac ce? Dar cine e ăsta, știi? Dacă stai pe strada... Da, Suceava e un oraș cu cartiere care se tot extind. Dacă stai pe strada Putârnichi. Da. Și vine de azi, sau cum de stai pe strada Rulmentului. Au făcut oamenii, au luat ei o decizie să schimbe strada Salcâmilor cu un nume mult mai potrivit, Rulmentul. Știi, să schimbe în George, lasă-o, Potârnichi, mă duc să mai schimb acum, e complicat. Bun, se fac străzi noi, dar eu, se poate da lume de stradă, dar trebuie și într-un loc, așa nu-l dai aiurea. Poate, cum dacă, e strada Pimen-Suceveanul, undeva spre cimitir, spre... Da, am văzut că tot s-a pornit primăria pe făcut busturi, poate să facă un bust. Serios, adică... Sunt personalități în Suceava, asta au fost și vor mai fi și, așa cum ai subliniat și dumneata, domnule, câte om în viață. Bun, poate zici, domnule Sârbu, vrem să botezăm o stradă cu numele dumneavoastră, sunteți de acord? Domnule, am o reținere așa, că încă sunt. Domnule, dar uite, facem acum o festivitate, peste 10 ani, 15 ani, când dumneata nu vei mai fi,
din momentul ăla strada asta se va numi așa. Ești de acord? Da. Știi că este Bulevardul Sofia Vicovean ca la noi. Este Teatrul Matei Vișnec. Cu personalități în viață. În viață. Deci Teatrul Matei Vișnec, domnul Vișnec de la Paris, dramaturg. Rădăuți. Rădăuți, așa. Paris. Și ăla e nume de teatru. De ce n-ar fi și George Sâmbu? Nu, numai acum să și accepte omul, știi? Și asta e problema. Dar măcar, auzi, măcar întreabă, să-l întrebe cineva, da. Întreabă, maestre, vă apreciem pentru tot ceea ce ați făcut. Dacă pentru ce o să mai faceți de acum încolo? Că... Da, dar acum, ca să se simt om, se bucure cât mai e pe pământul ăsta. Și vine CSU din Suceava, a învins Politehnica Timișoara, a ajuns pe locul 9 în Liga Zimbrilor și are șanse, dacă face treabă bună și duminică cu Bacău, să nu retrogradeze, că asta e temerea mai nou. Păi avea o emoție domnul Gherban, antrenorul principal. Deci că a fost luni la tine. Luni a fost, că am discutat despre campionatul european de handbal masculin. Au fost niște meciuri uluitoare, sunt niște fotbaliști de înaltă clasă. Handbaliști. Și... Handbaliști, nu? Handbaliști, da. Nu fotbaliști. Da, am zis fotbaliști. Se vede că îți place mai mult fotbal. Asta e. Asta e. Și a zis că avea emoții înainte de meciul cu Timișoara, pentru că Timișoara e contracandidata noastră. Știi? Adică noi ne batem la evitarea retrogradării și a barajului cu... Dar iată că a câștigat la o diferență confortabilă. 5. Și la pauză era așa. Acum, dacă mai vine și... O victorie cu Bacău? Victoria cu Bacău, care și-a e cu noi acolo, e foarte, foarte bine. Înseamnă că pregătirea de iarnă s-a făcut bine, cu toate că au fost niște indisponibili, ba accidentați, ba plecați prin țările de unde se iei, au venit mai greu. Dar iată că e așa și e de felicitat echipa suceveană. Măcar asta, să rămână în Liga 1. Și dacă tot vorbim de handbal, astăzi un sucevean, Costică Buceschi, născut în 70, parcă, e născut la Suceava, a început handbalul la CSC Suceava și este antrenor, este tatăl Elizei Buceschi, o domnișoară care este în Naționala de Handbal Fete a României. Astăzi a fost numit selecționer al Naționalei de Handbal Femin a Turciei. Așa. Mulțumim pentru această informație și pentru comentariul de astăzi. Domnilor și domnilor, știrile continuă. Echipa de futsal a Clubului Sportiv Școlar Nicu Gane Fălticeni a reușit prima victorie în Liga Elitelor sub 19 ani. Formația antrenată de Marcel Irimie a câștigat cu scorul de 10-5 meciul jucat pe teren propriu în fața celor de la KSE Târgu Secuiesc. CSC Nicu Gane Fălticeni a reușit prima victorie în Liga Elitelor sub 19 ani la futsal. Jucătorii pregătiți de Marcel Irimie s-au impus pe teren propriu în fața celor de la KSE Târgu Secuiesc cu scorul de 10-5, după ce la pauză au condus cu 3-0. Fălticenenii au punctat pe tabelă prin Boțan 5 goluri, Simiraș 3 goluri, Mârzan și Popa câte un gol. CSC Nicu Gane Fălticeni a mizat în meciul contra Covăsnenilor pe următorii jucători: Ilincăi, Vornicu, Simiraș, Boțan, Băgu, Pavel, Mârzan, Dănilă, Popa, Pintilei și Moldovan. În celălalt meci al etapei a patra, FK Odorheiu Secuiesc a învins Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul de 9-2. În următoarea etapă, programată pe 18 februarie, gruparea fălticeneană se va deplasa pe terenul echipei Olimpia Râmnicu Sărat. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! La noapte cerul va fi variabil, mai mult noros în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe creste. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor încadra în general între minus 6 și minus 1 grad Celsius. Totodată, dimineața și noaptea, pe spații restrânse se va forma ceață. Sâmbătă vremea schimbă foaia, ANM anunță că temperaturile se vor situa peste cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil cu norări, iar pe arii restrânse vor fi precipitate.
precipitații. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare la munte, iar în restul zonelor vor fi ploi și trecători la poviță sau ninsoare. Temperaturile maxime, în creștere în cea mai mare parte a țării, se vor încadra în zona noastră între 2 și 8 grade Celsius. O sută de angajați ai fabricii de panouri din lemn masiv din Siret au protestat joi după amiază față de închiderea unității de producție. Protestul a fost organizat sub forma unui marș de la fabrică până la Casa de Cultură a orașului. Oamenii au purtat pancarte și au scandat lozinci prin care cereau ca fabrica să-și continue activitatea. Un tânăr care suferă de epilepsie a fost rănit joi seară într-un accident rutier produs pe DN2 la Dărmănești. În timp ce conducea un autoturism BMW, tânărul de 26 de ani, din Rădăuți, a suferit o criză, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanț, unde a lovit un cap de pod. Șoferul a suferit mai multe traumatisme la cap și mâini și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar pentru vătămare corporală din culpă. Procurorii de Icod Suceava au făcut joi 26 de percheziții într-un dosar de fraude cu carduri bancare. Suspecții sunt acuzați că foloseau date furate ale unor carduri bancare pentru a cumpăra bunuri din magazine online. Prejudiciul a fost estimat la 300.000 de euro. 80 de cadre didactice sucevene au fost acceptate pentru a susține proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct. Un dosar a fost respins. În total au fost scoase la concurs 93 de posturi, din care 92 la unități de învățământ și unul la Centrul Județean de Excelență. Pe 7 februarie se vor stabili centrele speciale de desfășurare a probei scrise, iar a doua zi este programată repartizarea candidaților. Proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie, iar interviurile se vor derula în intervalul 16-25 martie. Pe 29 martie se vor afișa rezultatele finale ale concursului. În municipiul Suceava au mai fost montate 5 parcometre pe bază de energie solară. 3 au fost instalate pe strada universității, iar câte unul a fost montat pe străzile Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu. Aceste parcometre permit și plata cu cardul bancar tip contactless, pe lângă plata cu monede. Administrația județeană, dar și cea locală, se preocupă să facă din turism o activitate de mare importanță în municipiul Suceava și zona Bucovina, prin organizațiile de management al destinației. Județul Suceava deține aproximativ 50% din infrastructura turistică de cazare din regiunea Nord-Est. Cunoscutul dirijor și folclorist George Sârbu împlinește 85 de ani pe 5 februarie. Cu acest prilej, maestrul a fost felicitat personal de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care i-a pregătit o surpriză frumoasă. Sushi este preparatul cel mai ușor de identificat cu bucătăria japoneză și unul dintre simbolurile majore ale Japoniei. Este unul dintre cele mai apreciate și delicioase tipuri de mâncare recunoscut în întreaga lume. Mai mult decât un preparat aspectuos și sănătos, este și o bună oportunitate de a folosi gătitul ca pe o formă distractivă de a petrece timp de calitate în familie. De astăzi, în fiecare vineri, alături de șef trainer Adina Țibu, vă propunem o călătorie utilă în lumea bunătăților culinare. Gătește și zâmbește! Echipa locală de handbal CSU din Suceava a obținut joi 3 puncte foarte importante în lupta pentru menținerea în Liga Zimbrilor. Suceovenii au câștigat cu scorul de 31-26 meciul disputat pe teren propriu în fața Politehnicii Timișoara. În urma acestei victorii, echipa antrenată de Petru Gherman a urcat pe locul 9. Pentru handbaliștii suceoveni urmează un nou meci foarte important duminică de la ora 18 pe terenul celor de la CSM Bacău. Echipa de futsal a clubului sportiv școlar Nicu Gane Fălticeni a reușit prima victorie în Liga Elitelor sub 19 ani. Formația antrenată de Marcel Irimia a câștigat cu scorul de 10-5 meciul jucat pe teren propriu în fața celor de la KSE Târgu Secuiesc.